Cum e vorba în popor, șapca în cap, cafea în mână, să trăim și în această săptămână. Că-s pe YouTube cu voi, numără-te printre noi. Mulțumesc de abonare, a sunat clopoțelul, a sunat clopoțelul. Asta înseamnă că Bende a început să debiteze de la ora 10, că e marți, fără ceasuri rele, dacă bem vreo 3 cafele. Degeaba, cafeaua arabică, cafeaua din America de Sud, cafeaua de pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Aia e cea mai bună. Dată de Florin din Satu Mare, a recidivat. A mai dat iar o cafea. Zice, atâta pace mi-a duce în casă, încât nevastă mea Anca nu are nimic să-mi obiecteze. Om deștept și-o calculat bugetul și-o zis, bă, din banii ăștia, aia acolo, aia acolo, aia acolo, din ce rămâne, îi dăm și la Bendea de o cafea. Om deștept, o știu să facă bugetul, nu ca ăștia, că iar i-a chemat Claus Iohannis ieri la 6 după masa, după ce a dormit un pic la Vila Lac, pe liderii coaliției i-a chemat să discute pe problema bugetului. Buget cam mic, buget cam subțirel, că de aia și europarlamentarul Rareș Bogdan și-a petrecut Sfântul Valentin în bucătărie cu nevasta. Ați văzut pozele, nu? El într-o superbă pijama, ca Napoleon, când o cucerea pe Iosefina, sau cum o chema pe aia, în pijama de mătase, cât vița de groasă. Eu nu știu, mă, dar pijama aia de mătase îți ține și de rece la șele. Să nu facă vodiscopatie domnul nostru Rareș, bă, ai mare grijă, Rareș, dragă. Să respecte, domnule. Pijama de mătase, epila pe piept, asta e obicei cam cocălăresc, plus că se vedea și lănțicul. Lănțișorul de aur fără lănțișor de aur, nu ești din Ocnamureș, domnule. Nu se există. Deci cam subține bugetul și la mai marii noștri. Dacă s-a ajuns să-și petreacă ziua de Valentine's în bucătărie, nu-i a bine. Nu-i a bine. Scumpir peste tot. Am fost să iau la copii niște apă de aia la sticluță. Nu poți să le dai din pahar, că tot și-o tornă pe ei. Din sticlă mare o aruncă în casă. Sunt sticluțele alea. Știți voi de la Aqua Carpatica, nu-i pronunț brandul. 2 lei. Era 2 lei. Acum e 2 lei și 30 de bani. Mă. Nu se poate așa ceva. Și ce e în sticla aia? Apă teoră, apă plată, apă lată. Scumpiri peste tot, scumpiri. Păi dacă a ajuns platina să fie mai scumpă cu mult, mult, mult decât uncia de aur, platina, record istoric în ultimii 6 ani. Poate îi vine ideea doamnei Șoșoacă să-și facă partid nou. Dacă a fost în aur, acum să-și facă ea partidul platină. Că e și platinată, și patinează, și eu zic că ar fi o deschidere, e vorba domnului Cioloș, care a zis că totuși pentru 2024 el are o deschidere foarte mare. Zici că a terminat baletul la Stroia, în Cluj. Are o deschidere foarte mare pentru a candida la prezidențialele din 2024. Măi, practic draciene. E 2021 aici la început. Tu te gândești pe 2024. Eu înțeleg că ești ardelean, că-ți face vara sane și iarna car, dar totuși, carul meu, hai să vedem ce se întâmplă acum în țară, în politică. Ai deschidere pentru prezidențiale. Hai să vedem cum ne iese ceapa în periceianul ăsta și apoi până în 2024 mai vorbim. Mai bem și o cafea? Florine, te pup. buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Faceți-vă bugetul și băgați o cafea aici, că nu strică. Mulți ani. Între timp, cât timp, mai bine zis, a stat Iohannis la Vila Lac cu liderii coaliției, în timpul ăsta a mei în Parlament se certau ca orbeții, mă. Ați văzut imagini extraordinar. Circ, circus, tot ce vrei. Injurii, invective, mai că nu s-au luat la bătaie. Abia așteptau și eu o ședință pe baza moțiunii. Că ori băga moțiune simplă pentru ministrul sănătății, pentru Voiculescu, să-l țâpe că nu-i bun de nimic. Și apoi alea invective, alea injurii. Vorbe de Maidan. Păi ăștia din Parlament ar trebui duși în galerie, când joacă Naționala, acolo să scandeze. Nu li lor rușine, mă, i-am votat și merg în cer și să ceartă în... I-am votat și merg în Parlament și fac cir și să ceartă ca orbeții. Că mă și, îmi și pierd firul epic al ideilor, mă, când mă gândesc la ei. Simonis. Și aia la zi, de la putere au vorbit. Vai și amar de ei, peneliști, știu, seriști. S-or bâlbâit, s-or... Nu așa să facem, mă. Să n-ai tu o idee, să o poți duce până la capăt. Să prefer să bași deștul în gură, să fluieri, decât să-ți exprime o părere, mă. Păi pentru ce v-am trimis în Parlament? Fițara să fiți voi cu cineva procreat și creat, mă. Circ, că pâine de unde? Numai circ, numai circ în Parlament. Voiculescu, Voiculescu săracu acolo, timid ca o domnișoară, a zis că totuși ceea ce nu s-a făcut în ultimele luni, a reușit el.
odată o hârtie acolo în care se reîncepe importul de eutiroc și siofor. Mă, măcar atât, astea să văd, că o să fie în farmacii, dar în rest, situația în sănătate tot dramatică o să fie. Dar noi dăm înainte cu vaccinul. A început vaccinarea cu AstraZeneca, vaccinul pentru tineri, și primarul de la Cluj-Napoca, domnul primar Emil Boc, s-a vaccinat ieri cu AstraZeneca. Mesajul e clar, eu m-am vaccinat cu AstraZeneca, nu cu Pfizer, cum s-a vaccinat Iohannis. Pfizer-ul e pentru boșorogi, eu cu Zeneca, eu stânăr, eu... Ați văzut ce mușchi avea domnul primar Boc? Că a pus și el poză, în tricouț negru, decoltat aici, în Ancăr, cu... Are mânuță, are brand și domnul Boc, pentru că face zilnic exerciții, semnează ca primarul, nu așa e vorba, semnează ca primarul autorizații de construcții. Nici nu ieși o săptămână pe stradă în Cluj-Napoca și mai vezi o monstruozitate arhitecturală, cum e și hotelul ăla pe care l-au făcut ca un coșciuc. De, pe strada aia e și cimitirul, Hajongardul. Clădirea aia, hotel, vrea să fie ca un coșciuc, nu e așa? Pe niște ruine sau pe niște bucăți de monumente. Istoria Clujului trece la subteran. Peste punem monumente noi. Abracadabrante, nici nu-ți dai seama la hotelul ăla pe unde e intrarea, pe unde e ieșirea, cum arată. O și-a apărut pe prima pagină în ziar, zici că e de pe Star Wars, de pe nu știu unde ce. Coșmar arhitectural în Cluj-Napoca, domnule. Unde văd o palmă de pământ, trântesc un hotel. De. Că numai turiști o să vină în Cluj, băștinașii o să plece la Hajongard. Acolo o să fie ultima lor destinație. Da, Hajongard, cimitirul central pentru cei care stau în Someșu cald. Ce m-a frapat sau ce m-a surprins plăcut la domnul Boc? Pieptul. I-a zis pieptuțul. Solid, solid. Acum brandul ca brandul. Dar pieptul, ce înseamnă asta? Înseamnă că el chiar a dat cu coasă. În tinerețea lui a dat cu coasă și a făcut o musculatură la pieptul. Așa, piept. Zicea unchiul Beni fiertat, unul dintre marii cosași ai României, unchiul Beni, zice... Tu mai stai, că și eu luam coasă, să dau cu coasă, ce stai, că încă n-ai piept. E nevoie de mâini și de picioare la coasă, dar dacă n-ai piept, de aici ai mișcare din piept. Pentru asta ce du-te și mâncă cureți, mâncă varză, să-ți crească pieptul. Piept de primar, piept de cosaș, cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea, să rămână. Fapt e cert, nu sunt bani, de aia s-a desfințat și institutul pentru Revoluția Română, sau Institutul Revoluției Române, condus de Neanelu Iliescu, care avea în șefia lui, sau subalternii lui Neanelu, erau Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman. Dar normal, și pentru ce să cerceteze? Ce să se afle de acum 31 de ani, dacă ei s-au pus cei la institut? Păi normal, ca să nu se afle nimic. 70% din fonduri se duceau pe salarii. Sărac, dar cinstit. Asta e, ce să mai zicem, două vești triste ieri. A murit taragautistul Luca Novac, emblema Banatului, și a murit și Mihai Pacepa, marele spion. Unul cânta la taragot, unul a plecat în Occident și a dat pe goarnă sistemul comunist. Așa e, așa e, așa se întâmplă. Câteodată îți mai dai și tu seama că trăiești într-o minciună, că trăiești într-un compromis. Și atunci mergi și urli. Zbier, vorba lui Smiley, hitul lui Smiley, lasă inima să zbiere. Zbier, da, în afara granițelor. Nu vă mai rețin. Merg la tenis, soarele și tenisul, da? Soacra mea acum poate să bucură dacă pierde Halep. Nu știu de ce nu-i place de Halep. I-am zis, dar totuși, e bun. E norocosă, n-are. Nu-i ca Azarenca sau ca... Nu știu. Eu nici nu le-am cu tenisul. Uitați-vă la mine. E năcăjită. Năcăjită, săracă. Aseară iară trebuia să bată CFR-ul pe voluntar și să treacă pe locul întâi și a făcut un amărât de egal. Eu ce să-i nerva soacră mea, să uita la mea și zice, dar unde-i poarta noastră? Săracă așa de rută. Unde-i poarta noastră? Zice, intru eu pe teren să dau golul. Zice, dau un penalti, nu ne dau. Apoi zic, mamă soacră, cum să-ți dea penalti? Cum să vă dea penalti? Că voi nu treceți de jumătatea terenului. Ia. Nervoasă, nervoasă. Așa să vedem cu Simona Halep de la 10, ce face cu Serena, Serenissima.
Sper totuși să o bată să intre în semifinale. Să avem și noi românii o bucurie că ăștia circare din Parlament, mama mamilor de neterminați, numai necazuri ne fac. Mulțumesc de abonare, de share-uire. Vă aștept la comentarii să discutăm problemele fierbinți în această zi geroasă. Toate cele bune, numai de bine!